Galațenii care nu au centrale termice proprii ar putea să mai beneficieze de apă caldă doar până luni. Motivul invocat este faptul că societatea Electrocentrale nu va mai primi gaze naturale de la Romgaz din cauza unei datorii de peste 50 de milioane de lei. În această ecuație apare și societatea Paterm, care la rândul ei trebuie să achite o sumă destul de mare celor de la Electrocentrale. Primăria municipiului Galați a reacționat în momentul în care a primit acest preaviz din partea Electrocentrale. Autoritățile locale au transmis informații care cuprind o detaliere a plăților efectuate în ultima perioadă de Apaterm către Electrocentrale. Chiar dacă teoretic problema ar trebui să fie soluționată rapid, practic este tot mai probabil ca peste 200.000 de gălățeni să se întoarcă în epoca dușului la Lighean.